Colosem, versetul 1 la 4. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor și toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut din aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au perit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Amin. Am citit acum la deschiderea serviciului nostru acele cuvinte pe care noi cu siguranță le știm din Sfânta Scriptură și mă gândeam chiar în momentul în care le citeam și astăzi dimineață câte minuni a făcut poporul Dumnezeu pentru poporul Israel. Câte lucruri frumoase m-au făcut și spune cuvântul lui Dumnezeu că toți au băut, toți au trecut prin apă, toți au simțit norul acela, toți au văzut stâlpul de foc, toți au fost acolo. Cu toate acestea, dureros e că o mare parte din ei, spune cuvântul lui Dumnezeu și noi cunoaștem atât de bine istoria biblică, nu au intrat în Țara Promisă. Mă gândeam acum la noi, ca și poporul lui Dumnezeu, poporul modern din timpul de astăzi, după mii de ani, după 2000 de ani de la moartea Domnului Iisus Hristos, nu? Unde suntem noi? Care este starea noastră, situația noastră, legătura noastră cu Dumnezeu? Și v-am venit în această zi de sabat să vorbim puțin și să tragem o paralelă dintre ei, cei care deseori arătăm cu degetul, o, cât de necredincioși au fost, cum au putut să facă lucrurile acestea, când Domnul era cu ei în mod vizibil, nu? Când orice problemă aveau, apelau și Dumnezeu le rezolva problema, cum au putut să facă lucrurile acestea? Și noi, cei de astăzi, care avem sau nu protecția lui Dumnezeu, fiecare o înțelegem așa cum dorim noi, cei de astăzi care avem mai multă lumină decât aveau ei, cei care am văzut deja jertfa și am simțit și credem în jertfa Domnului Iisus Hristos, care este relația noastră cu Dumnezeu și cu Celălalt? Am vrea să studiem puțin istoria ieșirii poporului Israel din Egipt. Tema noastră se numește Parabole din Vechiul Testament. Și am vrea să înțelegem, de fapt, dacă noi, astăzi, cei care suntem aici în casa lui Dumnezeu, suntem mai aproape de Egipt, de cum erau evrei, cei care ieșeau atunci din Egipt, sau suntem mai aproape de Domnul. Lecția noastră din această zi de sabat ar dori, de fapt, să fie primită de noi, cei care am pornit în călătoria vieții către Canaan, dar încă nu suntem 100% pentru Dumnezeu. Pentru noi, cei care încă avem gânduri, păreri, îndoite cu privirea la dragostea lui Dumnezeu, cu privirea la ceea ce a pregătit Dumnezeu. Și când spun lucrul acesta, mă refer la noi cei care avem o vârstă oarecare, la cei care sunt înaintați în vârstă în biserica noastră. De ce nu la cei tineri, viitorul Bisericii lui Dumnezeu, în care Iisus își pune multă încredere, multă speranță și dorește ca să fie o stea, așa după cum învățam astăzi în lecția școlii de sabat, indiferent că vin noi, că suflă vântul, că e zi sau noapte, creștinul autentic e o stea. Că e văzut sau nu, el știe să strălucească. Și Dumnezeu dorește ca acest lucru să se întâmple cu fiecare dintre noi. Ne aducem aminte cu toții momentul în care copiii lui Israel au ajuns din cauza egiptenilor, într-o strântorare atât de mare, ei au început să strige către Dumnezeu. Strigau atât de tare, încât spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul i-a auzit. N-am vrea să înțelegem de fapt că Domnul nu aude și nu ne știe și nu ne cunoaște. Dar rugăciunea lor deveniseră insistentă către Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mai putea suporta durerea poporului său. Nu știu dacă este corect ceea ce fac ai cum sau nu, dar aș vrea să fac o paralelă între poporul lui Dumnezeu, noi, cei care suntem aici, o parte dintre noi am trăit acele vremuri când ne rugam și eram în strântorare.
Și persecutorul apăsa asupra noastră, tinerii din biserica noastră de astăzi, nu înțeleg lucrurile acestea. Nu le pricep. Cum o fi aia? Să te rogi pe ascuns, nu? Să plângi de bucurie că ai ocazia din nou zi de sabat să fii la picioarele lui Iisus. Să vii, indiferent că e zi sau noapte, mers de noapte să te rogi și să-i spui multe lucruri lui Iisus. Ei, în momentul acela, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu au strigat și s-au rugat. Pentru ce se ruga? Erau basme pentru noi atunci când frații în vârstă, care astăzi nu mai sunt în jurul nostru și în mijlocul nostru, spuneau că va fi vremea când va exista libertate. Ce era libertate? Nu înțelegeam, nu pricepeam, eram copil. Nu îndrăzneam să cred că se poate întâmpla așa ceva. Să mergi pe uliți, pe străzi, să spui despre Dumnezeu și oamenii să nu primească. Să poți să spui oricui, să nu te oprească nimeni. Era un vis. Astăzi e o realitate. În momentul în care copiii lui Dumnezeu s-au rugat, Dumnezeu a ascultat rugăciunea copiilor Săi. A ascultat toate rugăciunea celor care suntem aici și ne-a rugat în vremea aceea. Dumnezeu ne-a ascultat. Și a trimis o vreme de repaus. De pauză. O vreme de libertate. Și spune Sfânta Scriptură aici în cuvântul Său, în Exod, capitolul 3, versetul 7. Spune Domnul, vorbește lui Moise. Domnul a zis, eu am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Dumnezeu știe problema noastră de fiecare dată. Dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru. Durere în sufletele noastre n-a fost doar atunci. Durere în sufletele noastre există și astăzi. Sunt sigur că mulți dintre noi astăzi suntem persecutați de diavolul mai rău ca atunci. Facem hotărâri înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi și îi spunem Domnului, de astăzi înainte vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu, vreau să-L urmez. Iar faraonul modern din timpul de astăzi nu ne lasă în pace. El vine și face presiune asupra noastră, asupra celor din casa noastră, asupra copiilor noștri, asupra soților sau soțiilor noastre. Și dorește să ne țină robe aici, pe pământul acesta, departe de Dumnezeu, departe de țara promisă. Dorește să fim robe aici, să lucrăm pentru El, să dăm tot ce avem mai bun pentru El. Sănătatea noastră, viața noastră, tinerețea noastră, maturitatea noastră, bătrânețea noastră, să-i dăm Lui, să-i jertfim Lui. Și ne chinuim. Și mergem acasă seara, după orele de rugăciune. Și ne rugăm Lui Dumnezeu, asemenea apostolului, zicând, o, nenorocitul de mine, vreau să fac binele și săptămâna care ne stă în față, ne punem ținte, mergem, ajungem la sabat, facem bilanțul și spunem, iar am făcut rău. Aceasta este lucrarea diavolului. Am vrea în această zi minunată de sabat să înțelegem că avem sus în cerul un Dumnezeu care ne iubește pe fiecare dintre noi. El a venit și a pătimit și a învățat atât de frumos la lecția școlii de sabat pentru ca să ne elibereze pe fiecare dintre noi. Mulți dintre noi nu suntem conștienți că suntem robi. Nu ne dăm seama. Martorul credincios spune că aceasta este problema cea mai mare și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac și orb. Crezi că o duci bine? Crezi că totul este în regulă? Crezi că are ceva mereu cu tine? Dar tu nu știi că, de fapt, ești fără Dumnezeu. Oamenii aceștia au trăit multă vreme și acolo în robia lor. Și încetul cu încetul au început să uite despre rânduielile lui Dumnezeu. S-au obișnuit cu obiceiurile de acolo. Au început să practice și ei lucrurile pe care le practicau egiptenii. Și totuși se numeau copiii lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură îi spune lui Moise, versetul 10, acum vino. Eu te trimit la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu și pe copiii lui Israel. Am vrea să înțelegem de fapt că Egiptul de atunci pentru noi e lumea de astăzi. Faraonul acela este diavolul, satan, pentru noi astăzi. Care vrea să ne țină rău de aici. Moise, în lucrarea aceasta de astăzi, despre care noi studiem, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. El este trimis aici să ne scoată afară. Dar ce spune faraonul?
Atunci când Moise a venit la Faraon împreună cu Aron și a zis, lasă pe poporul Domnului să plece, ce a zis Faraon? Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Exodul capitolul 5, versetul 1 și 2. Moise și Aron s-au dus la Faraon și le-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să-l las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Observați aici. Dacă aplicăm pilda aceasta, realitatea aceasta, de fapt, din Vechiul Testament la noi astăzi, Domnul dorește, de fapt, să ne scoată. Apelează la conștiința noastră, apelează la inima noastră, ne vorbește prin cuvântul Său. Iar Faraon modern de astăzi, ce spune? Ia-mă, lasă-mă în pace. Ce este Dumnezeu să asculte? Eu stai așa, deocamdată trăiesc pe pământul acesta. Am o viață de trăit, eu știu că vouă vă convine. Celor mai în vârstă. Îi se spune. Am o viață de trăit, am un viitor în față. Și acesta este glasul lui Faraon. Și noi îl spunem. El vorbește prin noi. Știți că diavolul de multe ori se folosește. S-a folosit chiar de la începutul istoriei lumii. Nu? De lucruri de felul acesta. Faraon nu vrea să ne lasă, dragii mei. El vrea să ne țină rodelici. El vrea să fim ai lui. El vrea, de fapt, să lucrăm pentru el. El vrea să ne dea, să-i dăm sănătatea noastră, viața noastră și tot ce este al nostru în slujba sa. Haideți să citim un gând din acest capitol 5, de la versetul 5 la versetul 9, și să ne aducem aminte. Spun lucrul acesta pentru că noi cunoaștem istoria poporului Israel. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în momentul în care Moise propune lui Faraon să lase pe poporul Domnului să plece. Care a fost primul lucru, prima decizie pe care a luat-o Faraon? Și totodată, alături de răspunsul nostru pe care cu siguranță poate că unii l-ați dat în mintea și în inima dumneavoastră, să vedem de fapt cu ce plan și cu ce tactică a venit diavolul în momentul în care noi am crezut că mergem spre libertate și suntem liberi. Și putem urma pe Dumnezeu. Ne bucuram atunci, în momentele de după Revoluție, nu? De clipe de părtășie. Mulțumeam lui Dumnezeu. Biserica prospera și noi cu toții lăudam numele Domnului. Dar diavolul își pune în practică planul său. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară. Și voi mai voiți să-l faceți și să-ți înceteze lucrurile. Și chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă ispravnicilor. Să nu mai dați paie poporului ca mai înainte pentru facerea cărămiților, ci să se ducă să strângă singur paie. Totuși să recereți același număr de cărămiți pe care le făceau mai înainte. Să nu scădeți nimic din ele. Că sunt niște leneși. De aceea strigă mereu, haideți să aducem jertfă Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestuia, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluți. Asta a făcut Faraon. Momentul în care a văzut, de fapt, că copiii lui Dumnezeu și-a adus aminte de Dumnezeu, pentru că, ziceam, ei în timpul acesta au uitat de Dumnezeu. Unii se rugau, alții se rugau așa cum credeau ei, generații după generații, copiii, au pierdut noțiunea Sfinținiei. Nu-L mai sfințeau pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și acum când vine omul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu și le zice, știi ceva, noi trebuie să facem o distinție clară. Noi trebuie să mergem să aducem jertfă Domnului, dar nu aici, trebuie să ieșim de aici. Trebuie să mergem departe, Dumnezeu are un plan cu noi. E Faraon și spune, băi, ăștia au început să umble după năluci. Ia să le dăm noi de lucru. Oare nu acest lucru s-a întâmplat în viața noastră?
Atunci când, de fapt, Dumnezeu ni s-a descoperit, atunci când am înțeles mai bine dragostea lui Dumnezeu, atunci când ni s-a dat această mare binecuvântare să fii liber, să vorbești despre Iisus, să spui oricui cât de mult te iubește Iisus, vine diavolul și spune, știi ce? Stai așa că tu trebuie să trăiești. Până acum ai trăit așa cum a fost, pentru că nu au fost posibilități, acum s-a deschis granițe. Du-te în stânga, în dreapta, aleargă, de dimineață până în seară. Și care este scopul său? Să nu mai ai timp, zicea Faraon, dar nu spune așa Domnul, de năluci. Să nu mai ai timp de studiu. Să vii acasă morte o seară. Să nu mai poți să deschizi Biblia, iar dacă o deschizi, s-a dat imediat. Dimineața n-ai cum să citești, pentru că trebuie să pleci la muncă. Să nu mai ai timp să vii la biserică. Duminica. Mercurea, joia sau oricând altă zi pe care biserica o hotărăște. Să nu mai poți veni nici vine seara, care e tot parte din ziua de sâmbătă. Să nu poți să faci lucrul acesta, să ai dorința să o faci, dar să nu mai poți. Să-ți fie imposibil să faci așa ceva. Asta dorește Faraon astăzi de la noi. Și pare că într-o oarecare măsură reușește. Ne dă acele binecuvântări, pe cum între ghilimele, care deseori ne lăudăm, ne lăudăm și spunem, Domnul m-a binecuvântat, frate, soră. Dar ce? Pe preț. Dragii mei, spune atât de frumos, nu sunt împotriva acestor binecuvântări. Nu, departe de mine gândul acesta. Dar trebuie să fim foarte atenți ce preț plătim pentru ele. Și dacă se merită. Știți, poate unii dintre noi sunt tentați și spunem, nu, eu știu să mă opresc. Eu trebuie să vin la biserică, eu trebuie să studiez Cuvântul lui Dumnezeu, eu vin pregătit pentru lecția școlii de sabat, eu răspund de fiecare dată la lecția școlii de sabat, pentru că așa m-a învățat Dumnezeu. Și ce? Diavolul nu obosește. El merge mai departe, el insistă, așa cum s-a întâmplat și în cazul nostru și spune aici Cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos. Nu? Dacă studiem Sfânta Scriptură și mergem mai departe, vedem, de fapt, ce s-a întâmplat în viața acestor copii al lui Dumnezeu. Ceea ce poate să fie lecție pentru fiecare dintre noi astăzi. Capitolul 8, versetul 25. Faraon a chemat pe Moise și Aron și a zis, duceți-vă de aduceți jertfă Dumnezeului vostru, pentru că ei au insistat. Chiar dacă mi s-a dat mult de lucru, Moise și Aron au venit din nou și au zis, Domnul a zis, lasă pe popor să plece. Om lucra noi, dar trebuie să avem timp pentru Dumnezeu. Și ce spune Faraon? Și ne spune și eu astăzi. Și le spune celor care poate că au avut un contact cu Iisus și Iisus îi cheamă, nu? Să părăsească lumea aceasta. Știți ce le spune? Știți ce? Urmează-L pe Iisus. Trebuie să faci lucrul acesta, dar nu-L lua chiar așa în serios. Și spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, duceți-vă și aduceți jertfă Dumnezeului vostru unde? Aici. Nu, ce să lași tu Egiptul, o națiune atât de bine pregătită în vremea aceea, atâta știință, atâta învățătură, protecție. Unde să mergi tu în pustie? Auzi în pustie. Secetă, soare, lipsă de apă. Unde vă duceți voi, familii, copii, dar nu sunteți întregi la cap? Luând-o în modul, nu, așa după cum am gândit noi astăzi, am zis, băi, stai așa că Faraon are dreptate și ține cu noi, ne protejează. Dar ce spune Moise mai departe? Nu se poate lucrul acesta. De ce? Care era zeul pentru ei? Că lovea direct la această mare problemă. Ei trebuiau să aducă jertfe. Ce să aducă jertfe? Tocmai ceea ce ei venerau, sfințeau. Și spune atât de frumos Cuvântul lui Dumnezeu aici. Moise a răspuns. Nu este deloc potrivit să facem așa. De multe ori noi încercăm să le... Cuvântul românesc, să le scăldăm așa. Să le împăcăm și pe una și pe alta. Lasă că râs și credincios. Merg și la biserică. Când pot. Vin, îmi fac și eu partea mea aici.
Dar nici când plec afară sau lucrez sau la servici, nu trebuie neapărat oamenii să cunoască de fapt că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Lasă biserica, biserica, celelalte parte, cealaltă treaba ei, eu sunt adventist de ziua șaptea și atât și e suficient. Și Moise spunea, nu e deloc bine așa. E o răciune lucrul acesta. Știți să nu citesc în 2 Corinteni, atunci când este vorba despre Sfânta Cină, ce spunea Apostolul? Și că nu puteți bea paharul Domnului și paharul, nu zic eu, Domnul spune aici, Apostol, paharul dracilor. Adică nu poți să faci una și alta. E imposibil. Faraon a încercat să zică că se poate. Moise spune, nu se poate. Domnul astăzi spune că nu se poate. Faraon ne spune nouă astăzi, se poate. Unde suntem noi în călătoria noastră către țara promisă? Domnul ne-a promis o țară mai bună și astăzi am învățat la lecția școlii de Saba despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Cât a investit, cât a suferit pentru noi. De ce? Pentru că ne iubește. Cât îl iubim noi pe El. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Următoarele versete, 28. Unde merge diavolul astăzi? Unde atacă el astăzi? Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Dacă chiar insistați, pentru că știți care e problema și noi trebuie să știm lucrul acesta, Satana nu ne poate obliga. El ne constrânge conștiința, încearcă să facă tot felul de lucruri, apasă, vorbește prin prieteni, prin tineri, prin, știu eu, prin soție, prin soț, prin fiu, fiică, vorbește mereu, insistă, picură mereu și spune acolo, poate, poate obosim până la urmă. Dar nu ne poate obliga. Nu ne poate constrânge. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. El nu poate să facă ce vrea cu noi. Doar dacă îl lăsăm noi. Și Moise spune, nu se poate lucrul acesta. Și atunci faraon vine din nou cu o altă sugestie. Știți, atunci când ai un contract cu un abonament telefonic, nu? Și vrei să mergi acolo și îi spui, știi ce, domnul meu sau doamnă, cine este acolo, vreau să renunț. Vai, dar ce s-a întâmplat? Dar care e problema? Ia, cum vă putem ajuta? Și tu îi spui clar, băi, nu știu, plătesc prea mult, nu-mi convine abonamentul ăsta, am văzut în altă parte, știu eu, alte oferte. Păi ia spuneți, cât vă dă ăla? Că și începe să-ți ofere și să nu te scape de mână. E adevărat lucrul acesta, nu? Așa face diavolul cu noi. În momentul în care îi zici, știi ce, gata, conștiința mea e prea apăsată, nu pot, trebuie să fac ceva în viața mea. Vine el și spune, așa, ai dreptate, cred că ai mers prea departe, știi? Dar trebuie cu grijă. Nu o lua chiar atât de serios. Și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici? Știi ce? Vă duceți în pustie, pentru că da, dacă ați cerut lucrul acesta, mergeți acolo. Numai nu vă depărtați prea mult. Și dacă plecați, atenție, rugați-vă și pentru mine. Avea nevoie de rugăciunile lor, au niște rog să se roage pentru ea. Dar atât de șmecher este diavolul. Și vine în ziua noastră, în zilele noastre și spune același lucru. Și noi când vedem că ne vorbește în felul acesta, și că rugați-vă, auzi la noi. Noi am crezut răi, că ăștia, noi am crezut, uite, că ei vor să fie cu noi aici, vor să fie, vor să vorbească împreună cu noi. Poate că am fost prea catolici. Asta este tehnica diavolului astăzi. Nu vă depărtați prea mult. De ce? Să vă văd ce faceți. Să mai vedeți din când în când câte o femeie care iese de la sărbători. Să mai auziți o muzică dacă sunteți aproape de ziduri. Aici e protecție, nu vă arde soare. Mergeți afară, dar nu chiar departe. Așa vorbește faraona astăzi. Și pe mulți dintre noi ne punem în genunchi. Și până la urmă obosim. Și facem balanță, cântărim. Păi, eu nu fi mai bine așa? Adică, de ce să sufăr eu atâta? Pentru ce? Și ajungem în situația în care să nu mai știi ce să crezi. Păi, dar realitatea până la urmă care este? Doar oare eu sunt atât de încuiat, poate eu sunt atât de fanatic, îngust la minte, adică toți zic că laudă pe Dumnezeu și ce frumos laudă și privim în stânga și dreapta oameni pregătiți care laudă pe Dumnezeu din toată inima și aduc glorie lui Dumnezeu și spunem, da, ei unde vor fi? Oare nu pot să fiu și eu ca ei? Oare nu pot să mă bucur și eu așa cum se bucură? De ce trebuie să stau așa închis în minte, în inima mea? De ce trebuie să fac lucrul acesta?
Și Moise spune și că decât cu bogăția ta, decât cu toate beneficiile tale, mai bine alături de Dumnezeu și în pustie. Așa spune Moise. Și spune, nu. Noi trebuie să mergem departe. Și să mergem până acolo unde nu se văd zidurile castelului tău. Până nu se mai aude nimic, până nu mai cunoaște, nu mai vedem cetatea. Până nu mai este niciun semn care să ne atragă înapoi. Și el vine în mod hotărât și îi spune Domnului, el nu poate să facă așa ceva. Și ce face atunci Faraon? Dragii mei, e o problemă mare. O problemă care, de fapt, a afectat foarte mult biserica noastră. O problemă de care personal sunt afectat. Și sunt sigur și mulți dintre dumneavoastră de aici. Știți ce face diavolul care este următorul pas? Spuneam mai devreme, cine este viitorul bisericii? Cine? Voi, cei care sunteți aici. Și diavolul zice, capitolul 10. Atunci au întors la Faraon pe Moise și Aaron. Duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei care vor merge? Moise a răspuns, vom merge cu copiii, cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Știți, până la urmă, Faraon nu are ce face și spune poporului, știți, constrâns. Cunoaștem noi bine de ce era constrâns Faraon și spune, duceți-vă. Dar hai să facem o listă. Cine va merge și cine rămâne? Și Moise spune, nu, noi mergem cu toții. Mergem noi, merg soțiile noastre, merg copiii noștri, merg boii noștri, vitele noastre, mergem cu toții, pentru că noi avem o sărbătoare specială. Noi avem de adus jertfe acolo, trebuie să fie copii acolo, să vadă lucrul acesta, să învețe, să știe istoria poporului, să știe rădăcinile, trebuie să știe de fapt cine sunt ei. Și ce spune Faraon? Faraon a zis, le-a zis, așa să fie, Domnul, cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că ce este rău ce aveți de gând să faceți. Nu. Nu. Și duceți-vă voi, bărbații, și slujiți Domnului, căci așa a cerut. Și i-a izbănit înaintea lui Faraon. Care este următorul pas? Satana se leagă de familiile noastre. Și mai mult decât atât se leagă de copiii noștri. Libertatea aceasta a deschis noi perspective. De a studia, de a ne cultiva, de a învăța lucruri extraordinare. Dar totodată, pe mulți dintre noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Atacă în familia noastră și spune, știți ce spune? Dacă vrei să mergi la biserică, mergi tu. Tată, mamă, dar copiii rămân acasă ca au de învățat. Ei stau acasă. Mergi tu acolo pentru că tu trebuie să înveți și o să le spui și lor. Și de multe ori venim la biserică și nu știm unde sunt ei. Nu avem o legătură vie cu ei. Noi aducem la cruce. Și creștem copii pentru Faraon. Va veni o vreme când poate vom înțelege. Eu înțeleg. Când vom plânge pentru copiii noștri. Dar va fi târziu. Va veni o vreme când ne vom ruga pentru ei. Dar poate că speranța ne va părăsi. Dragii mei, investiți mult în copii. Rugați-vă pentru ei.
faceți-vă timp să stați de vorbă cu ei. Nu e important să le faceți viața frumoasă. Nu e important să le dați bani. Nu e important să le cumpărați lucruri. Nu e atât de important să îi duceți la școli înalte, decât să-ți faci timp să stai cu ei. Să iei lângă tine, chiar dacă deranjează în biserică, de mici, să iei lângă tine, să stea lângă Iisus, să se învețe cu Iisus. Aron vrea, de fapt, ca copiii pe care Dumnezeu mi-a dat să rămână la el. Să formeze el viitor bisericii de mâine. Astăzi, trăim un lucru împlinit. Mare parte dintre copiii noștri nu mai sunt ai noștri. Plângem pentru ei, ne rugăm pentru ei și dorim ca Domnul să facă minuni. Dar mă întreb, ce vom răspunde noi când Domnul ne va îndepa între familie? Unde e turma? A fost atât de greu. Eram cu tine în casa ta în fiecare seară și în fiecare dimineață. N-aveai timp. Aveai atâtea lucruri de făcut, de alergat, de mers în stânga și în dreapta, de realizat planul. Iar planul cel mai important l-ai neglijat. Aș vrea în această zi de sabat fiecare dintre noi să ne rugăm. Și mă adresez tinerilor. Sunteți comoara lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit enorm de mult pentru fiecare. A venit și a murit pentru voi. Poate că noi, părinți, nu ne-am făcut datoria. Poate că nu ne-am comportat așa cum trebuie. Dar voi priviți la Iisus. Iisus vă iubește atât de mult. Și vă vrea acasă. Vreau să fiți cu El. Nu vă lăsați vrăjiți de lumea aceasta. De a deveni de lumea aceasta, de vraja lumii. Nu vă lăsați că vă pierdeți veșnicia. Vă pierdeți viața veșnică. Pierdeți legătura cu Dumnezeu. Și poate că vei zice, așa cum a zis într-o bună zi Samson, că eu am putere și mă voi scutura. Și îți vei da seama că nu mă pot să faci nimic. Aceasta este lucrarea pe care a făcut-o atunci. O face astăzi, fiecare dintre noi. Și dacă unii dintre noi am făcut lucruri minunate și Domnul să fie lăudat și avem turma lângă noi și venim la biserică, pentru că așa ne-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu și suntem copiii lui Dumnezeu și suntem exemple pentru cei din jurul nostru, de-aia merge mai departe. Nu se oprește. El nu obosește, spuneam noi. Și iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 10, versetul 24. Aron a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă. Slujiți Domnului să nu rămână în țară decât oile și boile voastre. Copiii voștri pot să meargă pe una cu voi. Care este, de fapt, ultimul lucru pe care a încercat să-l facă Aron cu poporul Israel înainte de a pleca? Dacă voi insistați, dacă voi credeți lucrul acesta, treaba voastră până la urmă. O să vedeți că e greu. Duceți-vă. Duceți-vă cu copiii voștri, dar nu sunteți responsabili, nu? Nu e lăsat să-i învăț eu, să-i educ eu, să-i... Spun lucrul acesta de ce? Este un risc extraordinar de mare pe care îl asumăm fiecare dintre noi. Și atunci când ne trimitem copiii la școli să ne rugăm necontenit, să nu fim mulțumit că fiul meu, fiica mea e primul și... Nu, să ne rugăm și să tremurăm. Pentru că acolo învață lucruri extraordinare. Învață, de fapt, să nu-L iubească pe Dumnezeu. Învață, de fapt, că omul provine încă și timpul acesta, când am putea spune, de fapt, că cultura este atât de înaintată, că omul provine din cine știe ce lucruri extraordinare. Învață, de fapt, să-L șteargă pe Dumnezeu din mintea și din inima lor. Și dacă nu reușește să facă lucrul acesta, următorul atac, unde e? E un lucru sensibil. Mi-e greu, mie, ca și pastor să vorbesc despre așa ceva. Dar când spun lucrul acesta, vrea să înțelege, de fapt, că nu vorbesc pentru mine. Și vorbesc pentru ceea ce spune Dumnezeu și pentru ceea ce ne-a învățat Dumnezeu pentru pe fiecare dintre noi. Ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu? Duceți-vă voi, dar lăsați aici ce?
oi, boi, vitele, tot ceea ce voi ați adunat, lăsați aici să administrez eu. Și mergeți și aduceți Domnului în pustie, închinare. Și când Domnul va zice, aduceți o jertfă Domnului, voi să spuneți că n-am. Dar cum nu ai? Păi, în Egipt. Am investit. Acolo. Am făcut lucruri extraordinare. Mi-am investit viața, sănătatea mea, acolo. Am muncit, am făcut cărămizi. Uite ce palate s-a făcut. Și în momentul în care Dumnezeu face apel la inima ta, tu spui, n-am. Pentru tine, pentru copii, pentru... Ai! Dar când este vorba de Dumnezeu, nu am. Dragii mei. Atunci când ceva nu merge cum trebuie, după cum gândim noi în biserică, în relația noastră cu frații, în orice, imediat spuneți așa, că așa s-a mie. Sunt realități în viața noastră. Ne credem tari, ne credem puternici. Dar suntem, ce suntem înaintea lui Dumnezeu? Am învățat lecția mai dinainte. Ce suntem noi înaintea lui Dumnezeu? O iarbă, se arată frumos, nu așa, și într-o dată suflă vântul și se usucă. Asta suntem noi. Și credem că suntem tari. Și credem că Dumnezeu ar depinde de noi, de voi, de facerile noastre. Nu. A Lui este cerul, pământul și marea și tot ce cuprinde. A Lui este totul. Dar El ne iubește și dorește să conteze împreună cu noi. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, am vrea să ne întrebăm acum, spre final, fiecare dintre noi. În călătoria noastră către Patria Cerească, unde suntem noi? Poate că unii dintre noi am ieșit din Egipt. Dar poate că am rămas undeva acolo sub ziduri. Încă ascultând o muzică, între ghilimele, bună. Încă privind la fiicele din Egipt și învățând de la ele cum să mergem, cum să ne îmbrăcăm, cum să vorbim, cum să ne purtăm. Încă trăim sub vraja Egiptului. Sau, mai mult decât atât, poate că am călătorit. Dumnezeu ne-a ajutat și am mers mai departe. Dar familia noastră scârție. Copiii noștri, unul aici, unul dincolo, nu știu ce e. Se poate așa ceva? Da. Aceasta este realitatea. Și pentru că suntem aici într-o vreme a cercetării, am vrea ca fiecare dintre noi să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem iertare și totodată ajutor. Nu e cazul să ne văităm. Nu pentru aceasta suntem aici. Ci să ne vedem adevărata noastră față. Adevăratul nostru caracter și să venim la Dumnezeu și să cerem ajutor. Poate că e caz fericit în familia ta. Vii la biserică, copiii lângă tine, vin în față, cântă, aduc slavă lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Copiii nu înțeleg. Cu siguranță vor înțelege dacă Domnul le va da har și pace și vor ajunge în familie mai târziu. Câtă bucurie simte un părinte atunci când își vede copilul că vine în față și laudă pe Dumnezeu. E cerul inima lui atunci. Dar câtă durere simte atunci când poate să vadă prin viața lui și prin cuvintele sale de fapt că îi place de Dumnezeu. E iadul acolo, în sufletul său. Și plânge zi și noapte. Dar poate că lucrurile acestea nu sunt pentru noi. Sunt pentru alții. Și suntem bine în biserică, dar ne credem stăpâni pe Dumnezeu însuși. Și credem că avem pe Dumnezeu la lumea noastră. Și credem că putem să-L conduce pe Dumnezeu așa cum vrem noi. Dragii mei. Noi cei care suntem porniți către Țara Promisă, spunea atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care noi l-am citit, chiar dacă toți au băut din aceeași stâncă. Chiar dacă toți au fost botezați prin trecerea prin aceeași apă. Chiar dacă toți au primit binecuvântările lui Dumnezeu, totuși mulți dintre ei n-au intrat acolo.
Mă rog, astăzi aici, să nu fie cazul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânte pe fiecare dintre noi cu înțelepciune. Ca toți cei care suntem aici, împreună cu cei pe care nu sunt, dar ai vrem în inima noastră să fie acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune, pentru ca binecuvântările sale să fie în casa noastră, în bisericile noastre, și Domnul să fie cu noi până în Împărăția sa. Amin.